Ciprian Vârlan, mulțumim pentru această corespondență de la Londra și la mulți Compania Națională de Drumuri a anunțat desemnarea câștigătorului pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic de executare pentru construcția drumului expres Craiova-Târgujiu. Proiectul deputatului Mihai Weber capătă așadar contur și se apropie de punerea în practică. Rezultatul procedurii de atribuire a contractului având ca obiect elaborare studiu de fezabilitate și proiect tehnic de execuție pentru obiectivul Drum Express Craiova Târgu Jiu a fost stabilit marți. Ofertantul desemnat câștigător este asocierea SECE EGIS România SA SC Search Corporation SRL la prețul de 20.247.133,77 de lei fără TVA. Durata contractului este de 20%. 24 de luni de la data începerii contractului. Semnarea contractului de achiziție publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații și respectiv după soluționarea tuturor contestațiilor, plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire, transmite CNIR. Licitația pentru execuție ar putea fi gata în cel puțin un an.